Cazul angajatului de la penitenciar care și-ar fi violat copilul de 5 ani a revenit în atenție. Într-un final, acesta va fi trimis în judecată, după mai bine de jumătate de an de când a ieșit la iveală totul. În tot acest timp, bărbatul a depus mai multe contestații în care respingea acuzațiile aduse de către bunica băiatului, cea care a dat totul în vileag. În fapt, s-a stabilit că acuzațiile aduse sunt fondate, fapt pentru care se continuă procedurile pentru judecată. În 12 octombrie anul trecut, bărbatul în vârstă de 53 de ani, fost cadru militar la penitenciarul din Drobeta Turnu Severin, a fost arestat. Povestea însă a început încă din luna iulie, când bunica băiatului, pe atunci în vârstă de 5 ani, a depus o plângere împotriva bărbatului în care îl acuza de relații sexuale cu propriul copil. O măsură de reținere a inculpatului a fost luată însă abia în luna octombrie, când a fost pus sub control judiciar. Pe data de 12 octombrie, bărbatul a fost dus la judecătoria municipiului Drobeta Turnu Severin cu propunere de arestare preventivă. Se pare că instanța a respins ceea ce și-au dorit în fapt anchetatorii și au dispus ca bărbatul să stea sub control judiciar. Tot instanța a mai dispus și anumite obligații pe care bărbatul nu trebuia să le încalce, cum ar fi că era interzis să se apropie de casa în care stătea familia sa și nu avea voie nici să ia legătura cu propriul său fiu. De asemenea, mai târziu, judecătorii au dispus arestarea bărbatului pentru o perioadă de 30 de zile. Într-un comunicat de presă remis de IPJ Mehedinți, se arată că în urma plângerii bunicii, cercetările au fost continuate de polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de agresiune sexuală, rele tratamente aplicate minorului și viol, constând în faptul că în perioada iunie-septembrie 2022, un bărbat în vârstă de 53 de ani din municipiul Drobeta Turnu Severin ar fi întreținut în mod repetat acte de natură sexuală cu fiul său, punându-i în primejdie gravă dezvoltarea fizică, intelectuală și morală. Din octombrie, de când a ieșit totul la iveală, bărbatul a depus mai multe contestații pentru a fi scos de sub acuzare. În consecință, s-a dispus începerea judecății pentru săvârșirea de către inculpat a infracțiunilor de viol, agresiune sexuală și rele tratamente aplicate minorului. Împotriva hotărârii menționate, inculpatul a formulat contestații, însă aceasta a fost respinsă ca nefondată de Tribunalul Mehedinți la data de 27 aprilie 2023. După restituirea dosarului de către instanța superioară, va fi stabilit termen pentru începerea fazei de judecată, la care părțile vor fi citate conform articolului 353 Cod Procedură Penală. De asemenea, precizăm că până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre penală definitivă, persoanele implicate în proceduri judiciare de natură penală beneficiază de prezumția de nevinovăție conform articolului 4 alineatul 1 din Codul de Procedură Penală. Urmează ca bărbatul să fie judecat pentru faptele comise și ar putea să petreacă ani buni după gratii.